dându-i pe bună dreptate peste degete lui Boloș, ministrul de finanțe, domnul Marcel Ciolacu, instituie o regulă. Sunt curios dacă se va ține de ea. Conform acestei reguli, de acum încolo, nu mai se face nicio modificare fiscală, fără ca detaliile să fie puse la dispoziția opiniei publice, în dezbatere publică, și fără să existe un acord al societății civile și de afaceri legat de aceste modificări. E bine că se întâmplă așa, pentru că altfel tot timpul facem modificări la modificări și nu se mai termină niciodată. Iar domnul Boloș, care nu știu cât de temeinică pregătire are în domeniu, zburdă în finanțele publice ale României ca un peștișor în acvariul său.